Mihai Corj este un simplu cetățean. Originar de pe Valea Prutului, în Câmpia Glodienilor, din satul Mobileni, comuna Cuhnești. Care este scopul vizitei astăzi la Glodieni? Astăzi la Glodieni am avut o deosebită plăcere de a petrece o lansarea cărții, unei ultime cărți. Iată, o avem în față, cartea deci, cu titlul Sunt un simplu cetățean și prin știință și credință spre adevăr. Lucrarea în cauză este un studiu complex privind normativitatea, interpretarea și aplicarea dreptului. Și astăzi am făcut asta. Cartea este deci, de o complexitate, dar este dedicată simplul cetățean, este motoul pentru simplul cetățean ca prin exemple clare, practice, să vadă că într-adevăr poate să contribuie la schimbările în bine în societate, adică să ajute autoritățile să facă lucrurile temenic și bine, deci dacă are competența și pregătirea necesară. Este destinată adolescenților și maturilor. Noi nu acceptăm, nu spunem de la majorat, dar eu includ și de la 16-17 anișori că ei cugetă și de ce noi trebuie să-i informăm. Un cetățean informat nu va fi ușor de manipulat. Da? Ați vorbit astăzi în cadrul întâlnirii cu oamenii în fața căror ați lansat cartea despre faptul că de foarte multe ori însăși puterea încalcă legile. Ce sfaturi le-ați oferit cetățenilor oricum de influența puterea ca să nu încalce legile? În primul rând trebuie să fim cetățeni responsabili și să ne luăm statutul de cetățean în serios, să nu lăsăm puterea de una singură, întotdeauna nu mai se decide, dar să venim cu o susținere. Deci dacă avem pregătire necesară, să o ajutăm să-și îmbunătățească activitatea ca să fie în folosul nu numai autorității, dar și a propriu-zisa noastră a tuturor cetățenilor. Asta prin propuneri judicioase, corecte, nu cerșiri de pomenie, de ceva material bănesc numai, dacă e necesar, asta e alt subiect, dar în general activitatea ca să se îndrepte, să corecteze. Asta este necesar și atunci când se iscă o problemă și vede cetățeanul că cum ar fi calea corect de soluționat, trebuie să-și închege gândurile respective, să așterne pe hârtie, să adreseze cu un demers, o petiție, cu conformitate în temerului prevederii legii cu privire la petiționare, către autoritățile decidente. Numai decidenții ei vor hotărâ. Și de aceea noi venim cu motivarea în cauză ca să schimbe situația. Dacă e vorba de lege, atunci se adresează către subiecții abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă și e vorba de trei subiecți, către acestea fiind președintele Republicii Moldova, deputații, la fiecare în arte, poate în general, și guvernul Republicii Moldova. Și atunci se pune problema în cauză, argumentările de ce ar trebui modificat. Unii este eroarea. Lucrul ăsta noi l-am făcut pe parcursul unei perioade îndelungate și până în prezent le efectuăm. De felul ce societatea civilă acceptă încălcarea legislației și nu face nimic pentru a nu permite așa ceva? E o problemă că noi trebuie să educăm o societate civilă, să nu avem o conexiune a puterii din societatea civilă, de regulă este o conexiune a puterii sau este un apendix a puterii, înțelegeți? Dar trebuie să fie societate civilă, cel de vă vorbește, vine și într-adevăr, fără nimic, deci fără a urmări careva profituri, vine într-adevăr ca să îndrepte lucrurile, să corecteze lucrurile. Și dacă or fi mai mulți membri în societate civilă, cetățeni asemenea, deci noi vom reuși. Numai asta. Oamenii nu își cunosc drepturile și de foarte multe ori se lasă ușor manipulat. Cine ar trebui să combată faptul că oamenii nu își cunosc drepturile și nu știu să lupte pentru asta? Cine se face de asta vinovat? Vinovat nu trebuie să-l căutăm în altul, nici în Domnul, dar în simplul omul. Acea persoană care nu cunoaște drepturile este însăși vinovată de acest fapt. Nemocensetur ignorare legii. Nimeni nu se poate apăra și scuza prin necunoașterea legii. Deci cel de nu cunoaște va răspunde
pentru încălcarea respectivă. Problema este una mai globală. Într-adevăr, e vorba în general, omul, cetățeanul, trebuie să aibă o cultură generală, trebuie să se selectureze, să se informeze, să se documenteze și apoi mergem la alt comportament, să aibă o cultură juridică adecvată. Deci, nu trebuie în societate să admitem ca să fie proliferat nihilismul juridic. Iată, lucrul ăsta, dacă noi vom strădui, ne-am aduce contribuția ca să nu proliferăm nihilismul juridic, dar, într-adevăr, ca să facem, deci, ca o cetățenii să-i ajutăm ca să-și cunoască drepturile, să-i explicăm, noi putem, într-adevăr, toți cetățenii care sunt mai versați în ale cunoașterii drepturilor, cum nu neapărat să fie juriști, acum este o etapă mai dificilă și există și persoane care se documentează și din dorința de a cunoaște și sunt așa numiți parajuriști, înțelegeți? Și atunci poți să consulte cetățeanul și însăși propriu zis cetățeanul, nu se dă ușor mințit, el va lectura, va consulta prevederi legale, va cunoaște unde se publică aceste acte care îl interesează în monitorul oficial al Republicii Moldova, cel de vă vorbește, monitorizează de la începuturi editarea corectă, periodică a monitorului oficial al Republicii Moldova, un capitol este dedicat și în carte, de asemenea, siteul pe care sunt plasate actele juridice ale Republicii Moldova sunt monitorizate de cel de vă vorbește, de asemenea, în versiunea, deci, www.justiția.md sau sub domeniul lex.justiția.md. Dar pe viitor va fi leges.md. Ce e nou nu întotdeauna e bun. Chiar anticipând, vreau să spun opinia despre respectiv. Nu e atât de ajustat, dar întotdeauna este loc de mai bine, de ce noi care avem o pregătire adecvată, trebuie să venim cu plus valoare, să ajutăm să înțeleagă, binevoitori să fim și să ajutăm și autoritățile și cetățenii care sunt mai puțin informați și să provocăm, în ghilimele, ca să stimulăm să cunoască. Că numai o persoană care își va cunoaște, deci va și respecta celălalt, deci din necunoaștere. Dar asta nu îl va absolvi de pedeapsă. Vreau să vă întreb, de ce în țara în care avem cei mai mulți juriști și economiști trăim prost? Care este răspunsul la această întrebare? Este o problemă complexă, este conceptual, într-adevăr, și greșită o viziune. Deci, într-adevăr, instruirea trebuie să fie adecvată. Trebuie aici să invocăm spusele și lui Dimitri Cantemir că moldovenii nu se prea trag la carte, cu toate care vin, deci, multe diplome, absolvenții multor facultăți, este o problemă. Calitatea, în primul rând, calitatea studiilor, a sistemului educațional în general, în speț calitatea studiilor și nedorința, deci însăși, a studentului de a învăța, deoarece nu este de 20 și ceva de ani, de la începuturi nu este motivat în perioada respectivă să mai studieze asidu, deoarece în țara noastră, pe micul ecran, pe sticlă, apar numai cei care sunt aroganți, care deci încalcă legea și sunt promovate cu regret, iată imagine și aceste persoane sunt date drept exemplu. Și de atunci noi suferă și calitatea instruirii pe ansamblu și dezinteresul. Și atunci avem un formalism total în aspectul respectiv. Când s-ar face calitate pe toate palierile respective, într-adevăr, vom avea mai puține dureri de cap, mai puține probleme. Am înțeles că vreți să vă lansați în campania pentru fotoliul de președinte al țării. Stimată doamnă, dumneavoastră ați auzit ce a vociferat persoanele care erau prezente în, aici la lansarea de carte și dumnealor încă au propus și mi-au solicitat, deci cu ăsta că m-ar susține candidatura dacă m-aș lansa în campanie electorală. Cunoscând prevederile legale, vă spun că sunt unele proceduri și vă spun, am mai fost întrebat pe parcursul lansării de carte în mai multe localități, deci de ce nu-mi lansez candidatura? Și eu spun, păi trebuie să am susținerea dumneavoastră. Și dacă atunci formăm un grup de inițiativă, etc., procedural provocăm și vă spun, păi dumneavoastră sunteți mai bun. Zic, da, să lăs modestie la o parte, sunt toți buni, toți candidații care se propun, se autopropun, vor fi propuși, pe nimeni nu desconsider, dar să știți că Mihai Corj este cel mai bun. Și dacă vreți un președinte care să gândească și să vorbească și să facă, nu ceea ce poate,
nu ceea ce dorește, dar ceea ce trebuie, musai zain, ăsta e Mihai Corș. Da? Va fi Germania aici, va fi Germania aici făcută. Va fi a 17-lea land a Germaniei aici. Considerați că un președinte de țară poate schimba situația din Republica Moldova? Are suficiente competențe pentru a schimba situația? Competență la momentul respectiv, care sunt în dependență de persoana care va ocupa acest fotoliu, sunt suficiente pentru a da un mesaj, deci consistent, de a demara acest proces, de a schimba lucrurile spre bine în țară. Sunt competențele, atribuțiile președintelui, pârghiile respective, este intervenția, deci fără intervenție, deci că este vorba de separația puterilor, dar prin mesajele dumneavoastră la adunările judecătorilor anuale, respectiv și a procurorilor pe viitor, când va fi, deci trebuie să fie și pentru întreg socium și în fața mesajului, în fața Parlamentului, ca să fie convingă și întreaga populație că este necesitate și este, sunt posibile competențele. Deci întotdeauna spunem că nu ne ajung, atunci e problema noi. Competențe sunt suficiente pentru etapa respectivă, pentru a demara acest proces și este posibil. Numai trebuie să fie persoana potrivită la locul în cauză. Ce ați avea de obiectat actualului președinte al țării? Cu tot respectul, dar eu m-am adresat de numărate ori, unele decrete al dumneasale au fost abrogate, le-a abrogat, a înțeles, când a numit-o pe doamna Postoico în funcția de judecător, a fost un decret ilegal și neconstituțional și după jumătate de an deci a emis alt decret, îi mulțumesc că totuși au interacționat împreună și s-a corectat greșeala. Mai este o greșeală, în carte este statuat când este o dilemă între ca compartimentul, unele decrete ale președintelui sunt contrasemnate de prim-ministru. Există o sintagmă între nu se cunoaște cine a semnat decretul. Iată, aceste decrete, o să vedeți, sunt relevate și în cartea celui de vorbește și nu o să deschideți monitor oficial și o să vedeți în temeiul articolului respectiv care sunt emise 86 cu privire la politica externă sau de apărare, trebuie să neapărat decrete să fie contrasemnate de prim-ministru. Lucrul ăsta este statuat greșit, eronat și nu are nicio logică gramaticală, deci nu e logică și nici corect gramatical, deci că prezentul de noi, prezentul decret îl contrasemnăm. Apare întrebarea logică, dar cine semnează decretul? Președintele semnează și contrasemnează prim-ministru. Deci corect ar fi să-și corecteze respectiv redacțional și să-și rectifice răspunsul care a fost expediat greșit de către consultați în adresa lui Mihai Corș. Între asta. Și acum nu pot să zic să obiectez. Ăsta e stilul omului, modus vivendi. Eu am spus că e regretabil faptul că dumnealui a acceptat și a agreat la 16 martie 2012 ca să fie ales în funcție de președinte în atare circumstanțe, când cunoștea dumnealui că exista un protocol secret între Vladimir Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, în care la punctul 5 există o prevedere neconstituțională. Mihai Ghimpu ne-a adus la cunoștință și noi la aspectul acesta e regretabil că a acceptat ca să l-au fără de lege, deoarece dumnealui a acceptat să fie președinte numai până la finele anul 2014, ceea ce este o încălcare a prevederilor constituționale, deoarece durata mandatului președintelui este de 4 ani de la depunerea jurământului. Și suficient. Republica Moldova în prezent este un stat capturat? Cu regret, Republica Moldova de mult este un stat capturat. Este de cei din Sicilia și Cosa Nostra, trebuie să vie lecție să vadă de aici ce se face. E situație deplorabilă în Republica, în justiție, mass media, peste tot, în toate. Ce soluție aveți pentru a scoate statul din captivitate? Soluții magice nu se poate de dat pe o clipă. Deci trebuie de făcut pas cu pas, conștient și tot în mod pașnic. Întotdeauna am invitat și voi invita pe cale civilizată. Trebuie să producă evenimentele în câmpul legal. Deci ca să fie principiul legalității respectat, să avem un stat de drept și să bucure persoanele oficiale demnitare aleși, respectiv să bucure de legitimitate. Asta. Și este un singur om, de unul singur,
dacă, deci, un singur om exercită funcția de președinte, cu competențele care are aceasta, începe a se dea mesaje clare ca să începe procedura inversă. Deci, și e posibil. Dar acel om trebuie să ocupe aceea funcție care decidentă și ar putea să dea un mesaj clar. Deci, totuși, credeți că președintele țării ar putea schimba? Președintele țării ar putea să, deci, să influențeze demararea spre bine, da. De unul singur nu, dar v-am spus că împreună, prin susținerea ulterior a societății, a sociumului, a societății civile, pe urmă și guvernarea o să fie alăturea. Când poporul, sub presiunea măriei sale poporul, nimic nu se va putea de ignorat. Deci trebuie să fie numai pe cale pașnică, civilizată și legală. Asta trebuie să facem. E posibil.